Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Cristian Tunz din Baia Mare și mă bucur foarte mult că în această seară transmitem pe toate canalele noastre și rețelele noastre sociale sesiunea de instruire. În această seară am alături de mine pe Florina Deac, Valentina Iacob, cu care vom transmite despre cum lucrez cu liderul tău. Cred că fiecare persoană care este în procesul de dezvoltare a acestei afaceri pe care noi o dezvoltăm, lucrează cu un lider și în această seară vom împărtăși informații despre cum lucrăm cu liderul, cum lucrăm cu echipa, pentru că este important să știți și alte puncte de vedere. Aș dori să, pe Valentina, să încep cu ea și să spună câteva cuvinte despre ea, ca să știe oamenii, da, despre ea, pentru că este mult mai frumos ca să o dă direct de la tine, Valentina, așa că te rog, ai cuvântul. Bună seara și bine v-am găsit! Sunt Valentina Iacob, sunt membru partener Duo Life și TGM de 3 luni de zile și mulțumit lui Cristi Tunz, cel care a avut, nu zic curajul, dar a avut deschiderea să mă invite să ținem o prezentare și să aducem valoare oamenilor prin ceea ce am învățat în decursul anilor și uite cum am fost captată de ideea de a intra în comunitatea TGM și Duo Life și mă bucur că în seara aceasta sunt alături. Pe lângă aceasta sunt coach, life coach, sunt coordonator de programe de dezvoltare personală și leadership și sunt facilitator al unor cursuri de ridicare a nivelului de conștientizare. Așadar, în seara aceasta propun să lăsați barierele jos, să decreați și să distrugeți orice gând, proiecție, intenție pe care o aveți asupra întâlnirii, ca să faceți spațiu și să permite să primiți exact ceea ce aveți nevoie pentru a trece la următorul nivel în proiectul în care îl facem împreună și suntem parteneri. Super, vreau să-mi adaug atât despre tine, Valentina, că m-ai impresionat maxim cu evoluția ta și cu energia ta și cu modul în care știi să lucrezi cu oamenii. Este un lucru fantastic să văd că într-un timp atât de scurt ai ajuns la nivel de executiv lider și asta este un lucru grozav. Sunt puține persoane care într-un timp atât de scurt reușesc să ajungă la nivel de executiv lider. Mergem la Cluj. De fapt, voi sunteți amândouă, doar pe cartele diferite, tot de la Cluj, la Florina Deac. Florina, bine ai venit în Liga Celor Mari și tu ai ajuns într-un timp scurt la executiv lider. Așa, spune câteva cuvinte despre tine pentru că oamenii să te cunoască. Bună seara, bine v-am găsit. Florina Deac este numele meu. De curând intrat în proiect, în 2 luni, nu cred că am încă 2 luni de zile, dar sunt foarte încântată de acest proiect și că m-ați cooptat în acest proiect. De la bază, să zic așa, eu fac activitate de banking de 14 ani și cum am zis, de foarte puțin timp în proiectul ăsta, dar foarte entuziasmată de el. La Cluj sunt eu și Valentina, da, într-adevăr, suntem de aici, de la Cluj, dar venim în forță. Înțeleg că știu că proiectul a venit, să zic așa, mai târziu la Cluj, dar ajungem din urmă, facem echipă aici și facem treabă. Super, super! Da, menționez faptul că lucrez în banking, într-adevăr, și lucrez pe segmentul corporate. Ai putea să stai foarte liniștită pentru că, într-adevăr, ai făcut și niște investiții, niște plasamente într-un mod inteligent și totuși ales să construiești ceea ce faci, proiectul nostru. Asta mă fascinează, oamenii cu viziune care fac lucrul ăsta. La fel și Valentina, care lucrează de foarte mult timp cu mulți oameni, antrenează mai multe țări, pot să spun așa, are persoana care lucrează, este un lucru frumos pentru că fiecare om aduce plus valoare cu ceea ce știe. Bun, vreau să continui cu tine aici, Florina, să spui cum a ajuns în proiectul nostru, ce te-a motivat pe tine ca să începi în acest proiect. Da, e foarte interesantă povestea ta, cum ai început tu. Te rog să ne spui. Da, pe mine m-a cooptat Iulia Pleșa în proiect. Eu o cunoșteam pe Iulia Pleșa de ceva timp. Însă nu le-am conectat decât în momentul în care am văzut-o, o tot vedeam pe Iulia Pleșa pe rețele de socializare, mai tot cu, cum le zic eu, cu o sticluță, cu un șat, cu ceva și de la lună la lună era tot mai plină de energie, tot mai fericit acolo. Și la un moment dat am văzut pe Facebook nivelul care l-a atins de regional
manager, în care se califica la mașină și era acolo foarte entuziasmată, toată lumea felicitări. Și am stat pe ele și am zis, ce faci? Zic, vreau să știu și eu ce faci, vreau să fac și eu ce faci și tu. Și a venit Iulia într-o seară la mine și a zis, uite, este un proiect nou, zic, ok, vreau să mă bag nou, vreau să fiu și eu parte din proiectul ăsta. Și da, stai să-ți spun despre ce e vorba, zic, hai, pune-mă în proiect, după aia îmi spui tu pe parcurs despre ce e vorba. Și vreau să zic, chiar de la prima, zic așa, de la prima interacțiune cu proiectul am fost foarte deschisă, deși în trecut nu pot să zic că am fost deschisă unor astfel de proiecte, însă pur și simplu cred că m-a găsit într-un moment potrivit. De fapt, ăsta era momentul în care trebuia să mă găsească proiectul ăsta și sunt extrem de entuziasmată de el. Toată lumea care m-a cunoscut până acum știe că sunt înnebunită cu proiectul. Chiar mă reprezintă, chiar îmi place foarte mult. Mi se pare că produsele sunt chiar de cea mai bună calitate. Din punctul meu de vedere, este cel mai bun proiect care există în momentul de față. Îmi place foarte mult că proiectul efectiv s-a... cumva mi se pare că a venit în momentul potrivit, cumva lumea după toată perioada asta de pandemie și așa, lumea este mult mai atentă la ceea ce consumă și este foarte orientată către produsele astea 100% naturiste. Și consider că suntem chiar foarte norocoși, cel puțin eu mă consider foarte norocoasă că m-ați cooptat în proiectul ăsta, pentru că e chiar la momentul potrivit și avem și, să zic așa, deschiderea potrivită și oamenii potriviți. Cumva oamenii nu mai sunt așa de reticenți cum erau înainte. Dacă aș veni cu proiectul ăsta acum 3-4 ani de zile, poate n-aveam aceeași, nu beneficiam de aceeași atenție. Însă acum mi se pare că e chiar un moment foarte potrivit. Super, super, Florina. Te felicit pentru modul în care ai început să te construiești și chiar te felicit pentru rezultatele care le ai. Bun, Valentina, spune-ne, te rog, ce te-a motivat pe tine să pornești în acest proiect, cum ai pornit și tu, că e important sau de oamenii? Haide! Da, de ziua mea, în martie, am primit un telefon de la Cristi Tun și, bineînțeles, urările de la mulți ani și îmi propune să ținem, să avem o întâlnire, să aducem valoare oamenilor. Și am spus, sunt foarte încântată, uite, când ajungi pe la Cluj, dăm un semn. Bineînțeles că n-au durat mai mult de 2 zile și mă sună Cristi și că e în Cluj. Zic, ok, hai să ne vedem. Și povestind despre una, despre alta, am ajuns și la partea cu Duolive. Eu, cochetând în trecut cu industria de network marketing și studiind-o, știam că e un instrument foarte util și de viitor, am dat atenție, dar sub altă formă. I-am spus lui Cristi că am nevoie să mă pregătesc înainte și asta a rămas surprins, să te pregătești. Tu oricum eu de 8 ani tot mă pregătesc pe ceea ce am eu, pe comunicare, pe leadership și da, am simțit că am nevoie să mă pregătesc înainte să intru într-un proiect de genul. Dar înainte de asta mi-a mai pus o întrebare și poate este utilă și pentru tine, cel care ești aici cu noi. M-a întrebat, Valentina, tu cum câștigi banii? Și eu zic, băi, tot ce fac mă împlinește. Zic, eu toată viața am făcut numai ce mi-a plăcut. Cum câștigi? Și zic, din tot ce fac. Și mama întreabă, dar părinții tăi ce ziceau despre bani? Și zic, nu, se plângeau, dar cum îi făceau? Din greu. Și tu cum îi faci? Și atunci am avut un declic și mi-am dat seama că tot ceea ce fac eu depinde 100% de prezența mea. Și în momentul acela a fost declicul și hotărârea de a mai adăuga ceva la ceea ce fac, astfel încât eu, dacă sunt plecată poate o lună în vacanță, să pot să stau liniștită și, bineînțeles, să pot să câștig și când nu sunt 100% prezentă și activă. Și mi-a mai zis un lucru, că ar fi interesat să privești și din prisma câștig bani și când dorm și câștig bani inteligent. Și uite că se întâmplă lucrul ăsta și într-o perioadă scurtă de timp. Ai atins un nivel foarte important într-un timp foarte scurt, ai o echipă foarte frumoasă și chiar te felicit pentru ceea ce ai reușit să faci. Bun, și acum să intrăm în subiectul zilei, cum lucrezi cu liderul tău. Valentina, te întreb pe tine prima dată.
cum lucrezi tu cu liderul. Clar, fiecare persoană care se alătură proiectului nostru are o linie de îndrumare, are liderul activ cu care lucrează cel mai mult. Nu contează cine l-a dus în business, pentru probabil se poate conecta mai bine cu altă persoană și poate rezonează și se conectează cu acea persoană. Bun, vreau să te întreb, Valentina, cum lucrezi tu cu liderul tău? Da, ce îi ceri, cum te consulți, ce faci? Pentru că e foarte important partea asta. În primul rând, deși am mai cochetat cu, m-am zis, cu industria, în momentul în care am intrat în proiect, am intrat ca o foaie albă. De fapt, așa recomand tuturor și când se duc la un curs sau la un eveniment, să nu se ducă din postura eu știu, eu am mai făcut, sunt, lasă că nu am prea multe de învățat, și să fii efectiv ca o foaie albă. Și atunci îți permiți să primești informațiile potrivite. Clar, e nevoie să fii proactiv. Și atunci când m-am implicat în proiect, am început să întreb, să-l întreb pe Cristi. Ulterior am cunoscut-o și pe Dana Iuhas, deci lucrăm împreună. Deci l-am întrebat pe Cristi care sunt pașii, ce am de făcut. Și când am văzut cât de stufoasă partea de business, vai de capul meu, deci a fost așa o provocare, că nu știam de unde să încep. Ce să zic mai întâi? Să prezint produse, să prezint parte de business? Dar ce am făcut? Am învățat de la Cristi, apropo cum lucrez cu liderul tău, setează-ți exact ceea ce vrei să obții. Și pe lângă lucrul ăsta, lista de nume. Mama ei de listă de nume. În trecut, numai când auzeam listă de nume, mi se... Deci nu știam ce să fac, cum să fug mai repede de lista aia de nume. Dar, de fapt, mi-am dat seama și acum când am fost în București, după evenimentul de la Constanța, mi-am dat seama cât de importantă este lista de nume. Ok, n-am apucat să sun toate persoanele de pe lista respectivă, dar doar faptul că le-am trecut acolo, culmea, s-a întâmplat ca persoană pe care am trecut-o acolo să se înscrie chiar și după 2 luni, 3 luni. Faptul că i-am împărtășit ceea ce fac. Deci ideea e să-ți păstrezi entuziasmul, asta am înțeles de la tine, Cristi, să fii focusat pe ceea ce îți dorești și mai mult de atât, ceea ce am învățat este să... ajutându-i pe ceilalți, te ajuți și tu pe tine. Da. Eu m-am apreciat foarte, foarte mult la tine, pentru că, în primul rând, înainte de a începe proiectul, mi-ai cerut, Cristi, încep cu o singură condiție, dacă mă pregătești înainte, dacă mă înveți înainte și după care voi porni. Când tu consideri că eu sunt pregătită, atunci să-mi spui stop. Și am spus, ok, Valentina, haideți să începem procesul de instruire împreună. Și mi-aduc aminte că câteva zile la rând am întâlnit pe Zoom și am făcut acest proces de pregătire. Și că oamenii care își cer să faci asta cu ei, alocă timp pentru ei, pentru că odată ce îi lansezi pregătiți, ai o rată de succes mult mai mare. Și mai mult, mi-a plăcut foarte mult că ai tratat într-un mod foarte serios. Îți luai notițe de fiecare dată când eu vorbeam, erai prezentă la ce vorbesc, erai prezentă cu oamenii, făceai edificare foarte bună, atât al prospectului cât și al celui care urmea să țină predare, în cazul de față eram eu. Și după ce am văzut stilul tău, după ce te-am cunoscut și ai început să ai rezultate, te-am conectat și cu alte persoane pe linia de îndrumare. Și mă bucur foarte mult că rezonez foarte bine cu Dana și lucrez foarte bine și cu ea. Deci rolul meu de sponsor mi l-am cam făcut și clar te poți baza pe mine la orice nivel, pentru că ăsta este rolul în această industrie, la orice nivel să fii aproape cu echipa ta. Chiar dacă poate un telefon de 5 minute face cât un seminar de 3 zile. Deci contează foarte mult să rămâi activ alături de oamenii pe care aduci în proiect. Bun, mergem la Florina. Florina, tu cum lucrezi cu liderul tău? Da? Cum ai început cu Iulia? Cum ai lucrat cu ea? Știu că este o persoană foarte, foarte tare pe ce face, dar ne interesează cum ai lucrat tu cu ea.
Da, la mine intrarea în proiect a fost așa mai atipică. Eu n-am avut experiența altor proiecte de acest gen. Este primul pentru mine. Am intrat în proiect, Iulia mi-a spus câteva detalii, ce putea să spună într-o oră, două, că atunci eram pe starea de urgență și la ora 20 trebuia să fie toată lumea în casă. Și vreau să zic că am fost așa de entuziasmată de proiect încât, sincer vă spun, mai puteam să dorm. Deci eu la 1-2 eram pe telefon, citeam informații. Soțul meu deja nu mai înțelegea nimic. Mă trezeam dimineața la 5 și citeam informații. Am intrat pe grupurile de Zoom, deci eu am luat așa de în serios proiectul. Pentru mine a fost proiectul vieții mele, ceva de genul ăsta. Deci a fost foarte... Am intrat foarte rapid, așa să zic, m-am entuziasmat de proiect și am intrat pe Zoom-uri foarte mult. Știu că primul click pe care l-am făcut, imediat după ce am intrat eu în proiect, a făcut Robert o prezentare a proiectului și acolo am făcut eu click-ul cu tot ce se întâmplă pe linii, cu puncte. După aia, cu Iulia am lucrat foarte îndeaproape. Ea este așa un izvor așa de, să zic așa, de energie, de încredere în sine și foarte mult m-am conectat cu ea în toată perioada asta și am simțit foarte mult sprijinul ei. Mai mult de atât, cumva la mine a venit așa, au venit toate părțile astea. Eu nu știam că ok, ai un sponsor, trebuie, poți să lucrezi pe linii, cumva au venit toate lucrurile astea fără chiar să le cer. Deci cumva toată lumea s-a pus, am simțit că toată lumea s-a pus la dispoziția mea. Nu știu dacă așa se întâmplă în general, dar îmi dau seama că același lucru ce am pățit eu practic dai mai departe. Și nu o să uit niciodată că după câteva zile, cred că după o săptămână jumate după ce am intrat în proiect, a trecut pe aici Dana Kiș. Și niciodată nu o să uit în viața mea ziua respectivă. Am fost pe terasă aici lângă Iulius și aveam 3500 de puncte. Și era într-o miercuri și zice, da, ne-am pus la terasă și și-a scos Dana foarte serioasă. Deci a scos agenta și a zis, uite, Florina, zice, până vineri tu o să faci nivelul. Și zic eu, da, că era gen junior team leader, adică mai aveam 500 de puncte. Zice, nu, zice, nu ăsta, celălalt. Adică următorul team leader, știi? Și eram așa, a fost așa un moment în care am simțit că cineva din afara mea, cumva, are încredere mai mare în mine decât am eu. Cumva, nu știu, mi-a dat așa un impuls, că am zis, și a zis, zice, și a scos agenda și era foarte serioasă. Mi-a pus așa pe hârtie, uite, aici faci atâtea puncte, aici faci atâtea puncte. Deci eram... Din punctul ei de vedere, eram team leader în două zile, știi? Deci mai mult decât credeam eu în mine, a crezut ea. Pentru mine a fost foarte important momentul ăla și nu o să-l uit niciodată, era și Iulia acolo. Și cumva amândouă așa cu energia aia și cu calculele Danei, chiar m-au făcut să cred că în două zile ajung team leader și chiar am ajuns în două zile, ca să vezi că tot ce cumva îți stabilești și îți pui pe hârtie se întâmplă. Atunci am realizat că într-adevăr tot ce pui pe hârtie și tot ce îți stabilești ca și obiective, s-ar putea să se întâmple, vorba aia s-ar putea să se și întâmple și să vorba aia tot ce-ți doresc s-ar putea să se și întâmple. Și am continuat de atunci să-mi stabilesc obiective săptămânale, lunare, să le pun pe hârtie și să lucrez la ele. Și da, așa cum zicea și Valentina, n-am făcut niciodată chestia asta cu listă de nume, nu înțelegeam adică ce listă de nume, pe cine să sun și când mi-am dat seama de fapt că am atâtea sute de numere de telefoane în agenda, sunt persoane cu care am vorbit, ca la care nici nu m-aș fi gândit să le cooptez în proiect. Și mai mult de atâta, pentru mine, ce funcționează, să zic așa, faptul că eu sunt așa de entuziasmată de proiect, nu știu, cred că lumea simte, adică nu cred, sunt sigură că lumea simte ceea ce transmit și emoția care transmit lucrul ăsta. Și cumva, într-adevăr, am avut foarte puține refuzuri. În capul meu, oricum, n-au fost refuzuri. Adică, mai devreme sau mai târziu, oamenii ăia tot vor veni în proiect. Doi dintre ei au și venit, care mi-au zis inițial nu. Pentru că, de fiecare dată că se întâlnesc cu mine, mă văd că sunt așa energică, așa de entuziastă și am zis, băi, vreau și eu acolo unde ești tu, că nu știu ce se întâmplă acolo, dar se întâmplă ceva. Și vreau și eu acolo, vreau să fiu și eu ca tine. Și deci, cumva așa a mers și faptul că, nu știu, le-am sunat pe Cristi tot așa într-o zi și aveam nevoie de niște detalii, l-am găsit la foarte deschis, cumva pe toți l-am găsit foarte deschis și la Constanța și pentru mine a contat foarte mult lucrul ăsta, că toată lumea este dispusă să-ți dea informații, nu contează pe ce linie e, nu contează unde este ca și nivel, toată lumea este deschisă să-ți ofere o mână de ajutor, exact cum spunea Sergiu la seminarul de la Constanța, că este o mână acolo care de fiecare dată când ai nevoie poți să accesezi și te duce exact acolo unde îți dorești.
Super tare. Vreau să te întreb acum cum abordezi oameni, pentru că e important să știi și alți oameni. Tu mai lucrezi în bancă și e bine să știi oameni că încă mai lucrezi, dar nu ți-a dat demisia. Încă mai lucrez, dar doar încă, pot să pui acolo încă, pentru că nu cred că o voi mai face pentru foarte mult timp. Și până la ce oră ai program în bancă? De la 10 până la 18, dar mi-am luat foarte mult timp liber, foarte, foarte mult liber în perioada asta, pentru că îți spun, uite, de exemplu, una dintre zile, Iulia și cu un alt coleg de-al nostru, Daniel, erau pe teren, ca așa le mai zic eu, că erau pe teren, și mi-au trimis o poză și simțeam acolo cum ei sunt și sunt acolo și vorbesc cu oameni și am intrat în aplicația de HR de la mine, de la bancă, și am zis îmi iau următoarele 3 zile libere, de mâine sunt cu voi, n-aveți cum să faceți treabă fără mine, vreau și eu să vin, să mai prind chestii, să fiu cu voi acolo. Super! Bun, cu toate că tu ai putea să stai foarte liniștită, pot să spun și altora să știe că tu ai nu știu câte proprietăți date în chirie, vreo 6 din câte. Da, n-aș vrea neapărat să menționez aspectul ăsta, dar da. Cumva... Oamenii să știe, pentru că, uite, ești o femeie de business, ai și un job și totuși ales să te implici în acest proiect pentru că vezi un mega potențial și tu. Mai sunt și alți oameni care au diferite business-uri și totuși fac proiectul ăsta. Alții, chiar dacă pleacă din statutul de angajat, nu vreau să... Toți am plecat de undeva și nu contează de unde pleci. Important să ai un vis mare și să știi că ești în comunitatea potrivită cu oamenii care ne acceptăm unii pe alții așa cum suntem și împreună fiecare pune la dispoziție ideile, valorile și împreună vrem să creștem cu toți. De asta zic că e important să ne spui și cum abordezi oamenii, pentru că probabil ai oameni prieteni care sunt angajate. Ce le spui la acele prieteni? Care lucrează într-un job, într-o instituție, ceva? Ai poate, nu știu, cunoscuți de tăi. Ce le spui tu? Cum ai început? Ce te motivează pe tine? Da, înainte de toate, cred că fiecare dintre noi, cel puțin eu, îmi doresc foarte mult să am libertate și când spun libertate, spun nu celor 8 ore de program fixe. Tot timpul mi-am dorit să am un proiect în care să pot să fiu liberă din punctul ăsta de vedere. Adică pe proiectul ăsta, dacă eu mâine vreau să plec o săptămână în Italia, pot să lucrez de acolo. Dacă aleg să mă duc în America, pot să lucrez de acolo. Adică mi se pare fascinant să pot să lucrez de oriunde altundeva decât de la 8 ore de program dintr-o instituție. Ce le spun prietenilor mei, indiferent la ce nivel sunt din punct de vedere financiar, nimănui nu-i strică o sursă de venit în plus până la urmă. Că este o sursă de venit în plus, asta până la urmă și pentru asta suntem toți în proiect. Dar pentru mine este și această lejeritate, cumva această mobilitate, să zic așa, să pot să mă duc oriunde și să și lucrez și să fac cu plăcere, că până la urmă e o muncă pe care eu o fac cu plăcere. E și starea mea de spirit, probabil, că toată lumea la care povestesc de proiect și mă vede așa entuziasmată, cumva o jumătate din treabă este deja făcută și mă prezint inclusiv ca o sursă alternativă de venit. Ok, vrei să faci în continuare job-ul pe care îl faci? Nicio problemă, poți să-l faci, dar pe lângă asta poți să faci și lucrul ăsta. Super. Și doi la mână, sunt niște produse totuși pe care toată lumea le folosește, adică nu știu despre voi, dar eu am tot timpul anului vitamina C în casă. Adică, până la urmă, de ce n-aș folosi o vitamina C 100% naturistă? Așa este. Mulțumesc frumos, Florina. Valentina, spune, te rog și tu, ce le spui la oamenii care vin așa, ca și avalanșă, da, spre tine? Mă fascinează cum mă suni și spui, Cristi, mai am încă doi, mai am încă unul. Da? Și mă surprinzi așa cum ești, e bune. Zine, te rog, cum faci și tu de aia, așa, oameni care se contează foarte repede cu tine? Ce le spui? Contează mult pentru noi. Da, apropo de edificare, că spuneai mai devreme, ce importantă este edificarea. Clar, eu am punctat că nu le știu pe toate. Nu m-am dat atotștiutoare, chiar dacă poate știa mai multe lucruri. Și le spun că acest proiect se poate adapta în funcție de profilul fiecărei persoane. Oamenii tind să se uite la mine și să mă copieze prin ceea ce fac eu. Doar că ei au un alt stil de abordare și atunci le spun că, uite,
putem căuta împreună modalitatea astfel încât ție să-ți fie ușor și confortabil să adaptezi acest instrument la ceea ce tu faci. În momentul în care tu dai încrederea oamenilor, pentru că omul se uită foarte mult și este atent cât de mult îți pasă de el, cât îl poți ajuta și dacă poate să aibă încredere în tine. Și în momentul în care omul respectiv simte lucrurile acestea, el vine spre tine. Și eu sunt sigură că munca pe care am depus-o în decursul anilor, doar nu credeți că nu am fost refuzată și nu sunt refuzată, chiar sunt, dar percepția mea față de refuz este alta. Nu este vorba despre mine ca și persoană, este vorba că poate nu este momentul potrivit, dar ceea ce eu am în interior și energia aceea de bucurie că pot să împărtășesc unui om o informație valoroasă, aia contează. În momentul în care tu te uiți în oglindă, că de fapt așa se zice, ca înainte să-i vinzi cuiva ceva, o idee, și tu te vinzi pe tine, că de fapt de acolo pleacă, tu te vinzi pe tine, tu ești imaginea care o creezi și aia atrage sau respinge. Dar chiar și când respinge, de fapt nu te respinge pe tine ca om, e important să setezi lucrurile astea, ci respinge, poate nu e momentul lui, poate nu. Și dacă poți să afli plin întrebări, atunci poți să te aduci, să te duci mai aproape de inima lui și de mintea lui. De fapt, aici ai secretul să mergi aproape de el și să îi servești pe nevoia lui. De exemplu, dacă nevoia lui în momentul respectiv nu are legătură cu proiectul, asigură-te că îi dai o informație pe nevoia lui, pentru că omul va ține minte. Va ține minte că i-ai spus o informație, dar se va activa poate puțin mai târziu și va aprecia mult mai mult că n-ai făcut presiune pe el, hai, 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 și că tu ai fost acolo pentru a-l ajuta pentru ceea ce are nevoie. Deci cam așa procedez. Da, și va ști că oricând poate să se întoarcă la tine, pentru că este o soluție ca nevoia lui să se poată rezolva sau împlini. Corect. Bun, Valentina, spune-te rog dacă se s-a întâmplat și ceva fază haioasă, să trecem și în altă zonă un pic de când ești în proiectul Go Live. Da, ultima a fost acum o săptămână jumătate. M-a rugat cineva din altă echipă, din altă linie, din alt oraș, să mă văd cu cineva din Cluj. Și am zis, da, cum să nu mă întâlnesc? Nu m-am întâlnit cu persoana respectivă, dar mi-a zis, uite, eu nu pot să vin, dar întâlnește-te cu altă persoană din partea mea. Toate bune, stabilim întâlnirea la terasă, plec eu frumos aranjată pe tocuri și înainte să ajung pe terasă, primesc un mesaj, zice, sunt la ultima masă. Erau câteva scări de urcat, mă uit în sus, văd acolo un domn la ultima masă, domnul vorbea la telefon, mi-a trecut prin minte, zic, dar așa repede a ajuns mesajul și vorbește la telefon, văd că avea o bere în mână, țigară, zic, clar, de sănătate, zic, unde să mă așez, când vine fumul ăla de țigară, eu nu fumez. Dar totuși trag scaunul cu un frumos geanta mea, mă așez, el vorbea la telefon, zic să nu deranjez, să-și termine conversația și la un moment dat mă uit așa, zic, Ștefan, nu, de nu, și atunci mă ridic de pe seama, zic, aia, oricum o să vă meargă bine că tot m-am așezat lângă dumneavoastră. Și într-adevăr nu observasem că terasa respectivă era cumva așa, mai avea niște scări și mai era în capăt niște meze. Dar totuși a fost amuzant și a fost o situație dincolo de amuzant, a fost o bucurie că am putut aduce valoare în viața unui om care nu am niciun interes. Nu, și uite cum persoana care m-a rugat să ajung acolo, am văzut că a atins nivel și faptul că eu am pus acolo un strop, o vorbă și mi-am dat seama că atunci când nu am niciun interes, parcă dorința e mai mare de a da toată informația, să mă asigur eu că a priceput, dar
Foarte, foarte interesantă experiența, și amuzantă, dar și împlinitoare, așa. Super tare fază. Ce vreau să menționez faptul, rețineți. Valentina s-a dus să facă o prezentare pentru cineva cu care nu avea nicio treabă. Dar noi, tocmai pentru că în această comunitate Team Global Marketing ne susținem unii pe alții, și dacă vreți să creșteți din punct de vedere personal și profesional, mergeți și țineți prezentări pentru oameni pentru care nu aveți niciun interes. Acolo să vă dați voie să experimentați fără niciun atașament cine sunteți voi ca ființă umană cu adevărat. Acolo să fiți liberi în exprimare și culmea că o să vă iasă și veți produce un impact. Deci, dați-vă voie și colaborați cu alți colegi. Mergeți, de acum cred că o să vă cereți mult să mergeți să faceți prezentări pentru alții. Da? Unde știți că n-aveți de făcut. De ce? Pentru că învățați foarte multe lucruri. Și dacă îți ies pentru alții pe care nu-i cunoști, gândește-te că o să-ți iasă și pentru tine. Vreau să mai punctez ceva, Cristi, dacă îmi permiți. Am ajuns acasă și la nicio oră, vreau să zic că primesc două telefoane și ce crezi? Îmi zice, vreau să mă înscriu, vreau să-mi comand și eu produse cu o persoană care vorbisem acolo o lună jumătate. Deci în univers nimic nu se lasă nerăsplătit. De asta când mergi cu inima deschisă, fără așteptări, că de fapt cred și sunt sigură că așteptările de fapt creează frustrare, dezamăgire și neîmplinire. Și când te duci într-un loc și vorbești cu un om sau discuți cu oricine, fără așteptări, și vezi ce se întâmplă. Uite, am rămas plăcut surprins, inclusiv Iulia, cum este la București și cum a ajutat acolo mai multe colegi din alte linii paralele să vorbească pentru ele, să le arată cum face ea prezentare. Deci contează foarte mult că această comunitate începe să vadă valoarea și să oferă și primește valoare. Este un lucru incredibil. Florina, spune-te rog și ție dacă s-a întâmplat o fază haioasă, ceva în acest proiect. Nu neapărat haioase, n-am avut așa, să zic așa, faze haioase, dar a fost o chestie care, exact cum zice Valentina, știi, nimic nu rămâne necompensat sau așa. Când am venit la seminar la Constanța, era o ședință pentru cei care au ajuns la postia de team leader. Din păcate, eu n-am mai ajuns la ea și eram cumva un pic așa dezamăgită. Zic, n-am mai ajuns la ședință, așa mai departe. Și în urmă, cu o lună de zile, mă sună Cristian și zice, uite, Florina, zice, având în vedere că nu s-a întâmplat atunci la Constanța și n-ai reușit să ajungi, zice, eu o să organizez un Zoom, zice, și uite, dacă vrei, zice, o să fii parte din Zoom-ul ăsta. Și eu sunt foarte recunoscătoare pentru lucrul ăsta și cumva... Nu s-a întâmplat atunci și ce vreau să scot în evidență e faptul că poate lucrurile nu se întâmplă uneori așa cum îți dorești tu, la momentul la care tu ți le dorești, însă poți să stai liniștit că se întâmplă, cumva lucrurile se mișcă și se întâmplă la momentul potrivit. Da, deci de menționat faptul este că ai o linie de îndrumare foarte, foarte bună și clar sunt niște oameni care merită menționați. O ai pe Iulia, o ai pe Dana Kish, ai pe Dana Iuhaz, deci să știi că sunt niște oameni care sunt trup și suflet ca să urci să evoluezi. Chiar Dana Iuhaz s-a propus pentru Zoom, să știi? Da, da. Eu am fost cu ochii pe tine și am știut că nu vor rămâne lucrurile, cumva se vor compensa într-un fel sau altul. Și eu asta spun tot timpul și i-am spus Iulia, stai liniștită că dacă trebuie, voi face o pregătire dedicată doar cu Florina și o să fie mega încântată. Pentru că... Da. O mare parte din acea discuție am fost și eu acolo și știu de ce țin foarte, foarte mult ca oamenii să primească valoare și să primească ceea ce merită. Să știi că, Cristi, să știi că e foarte important, cel puțin eu am simțit lucrul ăsta, că independent de partea financiară pe care o primești în proiect și de tot ce se întâmplă aici, vreau să zic că am cunoscut așa de mulți oameni faini dintre voi și cumva îmi dau seama că niciun de altundeva nu i-am cunoscut până acum și doar un proiect de genul ăsta îți oferă posibilitatea să cunoști atât de mulți oameni, adică sunt doar de două luni de zile în proiectul ăsta și cunosc așa de multă lume și cumva toți suntem așa, simt așa că suntem ca și o super mare echipă, nu contează pe ce linii suntem, adică exact. Ori aș da un telefon exact. La un om din proiect, nu contează de pe ce linie, este dispus să te ofere ajutorul și asta e un foarte mare lucru într-un proiect.
Da, asta este valoarea comunității din Global Marketing, pentru că noi oamenii, ăsta este filonul pe care îl ducem și asta este mesajul pe care îl transmite. Clar, GoLife este un partener foarte bun pe care l-am ales în această colaborare. Doar că noi, ca și comunitate de oameni, dăm valoare la oricare proiect. Și asta este ceea ce se vede. Super! Timpul a trecut foarte repede. Nu vine să cred ce repede trece timpul în această sesiune. Și haideți să mai punctăm câteva lucruri importante. Florina, tot cu tine, spune-ne care este de-ceul tău? Ce te motivează atât de puternic pe tine pentru care tu dezvolți acest proiect? De ce un proiect ăsta pentru mine este despre oameni? Da, într-adevăr și partea materială este pe listă, însă în capul listei sunt oamenii. Aici am ocazia să ajut toți oamenii pe care îi am în echipă. Și eu 10 ani de zile, am studiat în particular partea de psihologie, dezvoltare personală, partea de cursuri, sunt cumva activă din punctul ăsta de vedere, într-o continuă învățare și proiectul ăsta, mi-a oferit șansa să duc mai departe tot ceea ce am învățat și faptul că pot să transmit prin oamenii cu care lucrez și să le dau încrederea de care au nevoie sau nu știu, tot ce știu eu, să pot să transmit mai departe, pentru mine e un lucru foarte mare. Și chiar despre asta vreau să țineam neapărat să vorbesc în cursul ăsta, că în această sesiune, că fiecare dintre noi putem să facem lucrul ăsta, indiferent că, nu știu, la ce nivele suntem sau că acum am intrat în proiect, nu contează. Tot ceea ce tu crezi că este posibil se va întâmpla. Practic tot ce există în lumea asta a fost la un moment dat o idee. Tot ce există, calculatoarele, internetul, avioanele, mașinile, orice, la un moment dat, a fost doar o idee în mintea cuiva. Și de aia vreau să vă transmit tuturor că nu contează că primiți un nu, două, trei, nu contează, voi să vă vedeți de drumul vostru, pentru că proiectul ăsta e foarte tare și toți care suntem aici o să ajungem foarte departe cu el și nu contează că lumea intră acum sau nu dorește să intră acum, oricum la un moment dat va intra. V-am zis, pentru mine, chiar dacă cineva îmi spune nu, în capul meu nu este nu, pentru că mai devreme sau mai târziu va face parte din acest proiect. Super tare! Mi-aș dori de asemenea să, dintr-un dintre cursurile pe care eu le urmăresc, am rămas cu o povestioară și aș vrea neapărat să o transmit celor prezenți acum. Se zice că la malul unui lac erau câteva brăscuțe care și-au propus să organizeze un concurs, să vadă care dintre ele poate să ajungă pe vârful unui turn ce era în apropiere. Și bineînțeles că la orice concurs a adunat o mulțime foarte impresionantă și curioasă, evident, de cursa care urma să se desfășoare. Și au început să-și ușrotească și să-și exprimă părerea, în timp ce brăscuțele începeau să escaladeze turnul respectiv. Cum s-a dat startul, brăscuțele au început să urce și de jos se auzeau vocile spectatorilor. N-are rost, turnul e prea înalt, opriți-vă, sunteți în pericol, o să cădeți, lucrurile o să se întâmple. Și tot brăscuțele, pe rând, au început să renunțe la escaladare. Una singură dintre ele părea de neoprit, încăpățânată, nu vrea nici cum să renunțe. Și până la urmă a fost chiar singura care a ajuns în vârful turnului, toate celelalte brăscuțe renunțând la cursă. Și evident, brăscuțele care au renunțat și spectatorii de jos erau foarte curioși acum ce a determinat-o și ce a motivat-o să ajungă, mă rog, să termine cursa. Și s-a dovedit că brăscuța respectivă era surdă. Și atunci moralea cumva îi să nu ascult niciodată oamenii care, într-adevăr, nu-și doresc să fie aici, pentru că s-ar putea să nu fie momentul lor, s-ar putea să, nu știu, intre mai târziu, să vă gândiți mereu la puterea cuvintelor, că tot ceea ce auziți sau citiți vă influențează, prin urmare trebuie să fiți tot timpul optimiști și mai mult de atâta să fiți surzi, să zic așa, când cineva spune că nu vă puteți realiza visele. Super bună poveste, deci motivează de fiecare dată când o ascultă cineva. Eu cel puțin știu poveste, dar mă motivează de fiecare dată și mi-aduc aminte că și eu am fost de multe ori surd când alții mi-au spus, bă, Cristi, e foarte greu să faci ceva. Uite că se poate. Bravo, Florina, țin-o tot așa, să fii surdă la cei din jurul tău când îți spun că nu se poate, tu să știi că se poate, da? Bun. Merg și la Valentina. Parcă abia aștept să lasez o întrebare și Valentina. Dar știi ce mă gândesc eu acum când vă văd așa pe amândouă? Îmi dau seama că voi două veți face câte o prezentare în Cluj, ce va ieși acolo.
Pai de capul meu, deci va fi cea mai tare prezentare când voi vă uniți forțele și acolo veți face niște prezentări. Eu am transferuri pe a doua, deci o aștept cu drag pe Valentina. Eu am început sesiunea de prezentări la Cluj în fiecare miercuri la 18:30 la Hotel de Lav, deci o aștept cu mare, mare, mare drag pe Valentina. Super. O să iasă, o să faceți treabă bună împreună. Și deja eu deja mă gândesc acum, când vă ascult, la următoarele seminarii, ce teme vă propun. Deja sunteți pe listă. Și vreau să menționez faptul că orice persoană din această comunitate care dorește să crească, să evolueze, să împărtășească cu alți oameni, abia așa să fie executiv lider, de ce? Acolo este momentul în care deja discutăm despre apariție în public și este loc pentru fiecare partener din echipa noastră. Abia aștept să promovezi alte valori, alte persoane care își doresc să facă parte din procesul de valorificare și să transmită altor persoane. Bun! Valentina, spune-te, rog. Aș vrea să continui ce a menționat Florina. Continuă. Tot pe firul acesta și să zic așa, dacă vrei să reușești într-un domeniu, atunci ascultă-l pe cel care deja a făcut pași înaintea ta. Și aici vorbim de network marketing, de Duo Life, de TGM, așa că îi avem pe mentori care deja știu cu ce se mănâncă această mâncare. Rețeta este gata făcută și ne rămâne doar să luăm exemplu și să îi ascultăm. Cu siguranță mai sunt momente când ne mai rătăcim, mai punem poate puțină sare sau puțin piper acolo în ceea ce construim noi, dar în timp, cu perseverență, cu determinare, tenacitate, hotărâre, concentrare și consecvență, eu zic că reușim să ajungem acolo unde ne propunem fiecare în parte. Și n-aș vrea să nu punctez și să fiu recunoscătoare și ca un exercițiu de recunoștință, pentru că face parte din proces și există meditația cafelei, nu știu dacă ați auzit de ea. Noi ne bucurăm pentru reușite, pentru apreciem pe alții, dar meditația cafelei constă într-un exercițiu simplu, te bagi în pat seara și stai foarte relaxat, deci nu trebuie să stai cu o cafea în mână și să te gândești. Să beau cafea seara. Nu, lasă-o și stai și te bucuri pentru micile tale sau marile tale rezultate pe care le-ai obținut în ziua respectivă. Ce se întâmplă? Tu plantezi semințe ale prosperității. Dacă ai ajutat un om în ziua respectivă, atunci gândește-te și bucură-te pentru ceea ce ai reușit să faci. Pentru că pentru alții te bucuri, dar ideea este să te bucuri și pentru tine. Și apropo de recunoștință, aș vrea să fiu recunoscătoare și Elenei aici de față, pentru că, da, Elena Burga, la început nu știam eu prea multe, dar având în echipă un lider care se pricepea bine la produse, am direcționat către ea persoanele și mi-a fost de mare, mare ajutor. Dana Iuhas la fel a făcut și a dat atâta bunăvoință și bucurie, toată prețuirea și unde mai pui, nu că te-am lăsat la sfârșit, Cristi, dar îți sunt recunoscătoare că m-ai sunat, că uite, sunt aici și am ocazia să cunosc persoane deosebite și eu sunt mult, mult mai bogată în fiecare zi cu fiecare om care intră în viața mea. Și adevărul este că te-am promovat pentru că ești, nu numai că ești unul adus de bine în proiectul ăsta, dar te-am promovat pentru că știu că modul în care promovezi un om și dai valoare în comunitate contează foarte mult. Și de asta îmi doresc din toată inima să-i promovez pe cât mai mulți oameni. Eu ai văzut cum te-am luat, am făcut un live cu tine, după care am fost alături de tine pas cu pas, am purtat discuții unul la unul cu oameni pe Zoom pentru tine, nu contează că era din Spania, din România, de unde era, ți-am arătat cum fac. După care te-am dus în nivel de team leader, te-am conectat și cu upline-ul tău, Dana, și a lucrat și cu ea.
Clar că între mine și tine mai sunt mai multe persoane în upline, dar nu asta este important, pentru că o să-i cunoști la momentul oportun și fiecare om o să aducă o contribuție pe linia sponsorială ca să li se recunoască valoarea, pentru că altfel o să... Bun. Deci, într-adevăr, am cunoscut mai multe persoane, și Flori și Iuliana, de sunt acolo o echipă și tuturor le aduc mulțumiri. Și energetic au contribuit. Și ce vreau să mai punctez și poate este de folos, că am avut eu o conștientizare zilele trecute legat de structură. În momentul în care vă uitați la structura voastră, gândiți-vă la ce vă uitați, de fapt. La niște imagini, niște desene? Sau vă uitați ca la o structură vie? Gândiți-vă că aveți trei picioare, da? E, în momentul în care unul dintre ele poate nu funcționează în dinamica pe care vă doriți, gândește-te ce ai tu de lucrat cu tine ca să poți să deblochezi lucrurile respective acolo. Poate ține de parte de vindecare, poate de conștientizare, poate de integritate, poate de diferite, doar să te uiți ca la o structură vie, nu ca la niște imagini plasate acolo pe platformă. Așa este. În primul rând, eu sunt profund recunoscător tuturor oamenilor care aduc o contribuție în dezvoltarea altor oameni. Voi asta trebuie să vedeți, că cei care sunteți aici aveți menirea și harul prin care ce aveți mai bun în voi să transmiteți altor oameni, să le aduceți o contribuție pentru schimbarea vieții lor, să și îmbunătățească stilul de viață, să poată să-și aibă mai mult timp, mai mulți bani, o mașină mai bună, o casă mai frumoasă. Ce-și doresc ei? Practic asta este. Și mai mult, această comunitate, această educație care se predă în sesiunile noastre, practic este totul spre a învăța oamenii să se autodepășească. De asta mi-a plăcut foarte mult cum ai punctat Florina de Dana Kish. Ea a văzut mai mult în tine decât ai văzut tu, pentru că asta este rolul nostru de sponsor. Să duci pe om și să arăți mai mult decât poate, să facă mai mult, să se autodepășească pe el. Deci contează foarte mult. Bun. În încheiere, vreau să vă mai lasez câte o întrebare. Ce le-ați spune acelor oameni care sunt la început de drum, care pornesc acum în proiectul nostru, care poate sunt unii de ceva timp, dar ei încă se gândesc că mai trebuie să știe ceva, că trebuie să aștepte momentul potrivit, că ceva lor nu le iese. Da? Deci ce le-ați spune acelor oameni care pornesc acum în acest proiect? Nu contează cât timp ești, contează când alegi tu că este momentul să pornești în acest proiect. Bun, Valentina! Da, am participat acum câteva, două zile, 7 ore am stat în evenimentul BDS și am auzit un lucru foarte important. La început ai entuziasm și nu ai informații. După aceea ai informații și îți cade entuziasmul. Ideea este să cauți să-ți păstrezi entuziasmul în timp ce ai și informații. Cele două te vor duce cu siguranță spre succes și să ai curajul să preiei de la liderul tău contul de încredere. La început eu nu știam ce și cum, dar știindu-l pe Cristi și cunoscându-i valorile, etica și ceea ce a realizat, clar nu se asocia cu un proiect care nu era de nivelul lui. Da? Că oricum, în primul rând îți crești tu imaginea ta ca persoană, cum menționam mai devreme. Și atunci Cristi are imaginea lui creată și era culmea să se asocieze cu ceva care nu era în acord cu imaginea lui. Și așa că eu am preluat din contul de încredere și am mers și am dat mai departe din ce... Păi, uite, Cristi, tu însă așa, edificarea, foarte importantă, edificarea. Iar dacă nu știi să faci edificarea celor care te-au invitat, întreabă ce ai vrea sau ce e potrivit pentru să spun în momentul în care vorbesc despre tine. Și o să spună. Și o să fie mult mai ușor. Super. Și totuși,
pentru cei care sunt la început, ce le spune dacă astăzi este prima zi pentru ei în Împărătul nostru? Clar să acționeze, să ia decizia acum și să evite să tot analizeze, să-și asculte intuiția. Acolo, ghidajul interior este unul profund și să-și ridice nivelul de conștientizare, că atunci chiar va face lucruri mărețe. Super! Valentina, îți recunosc valoarea, te felicit pentru această seară, pentru modul cum ai împărtășit informații cu noi. Cred că linia ta de îndrumare, și vreau să-ți amintesc eu câțiva din linia ta de îndrumare, sunt foarte multe de tine, Corina Băluță și felicitări că s-a calificat executive leader, Andreea Zamfir, Elena Burgă, Iulia Lovin, Flori Sima și clar Dana Iuhas. Deci, linia ta de drumare cred că este fascinată de un om atât de valoros ca tine. Mulțumesc, Flori. Și vreau să menționez că e nevoie să menționez că îmi doresc din tot sufletul ca și oamenii din echipa mea și țin să le mulțumesc pentru că datorită lor eu sunt astăzi executiv lider, că nu puteam să fac de una singură și le sunt recunoscătoare și abia aștept să sărbătoresc și nivelele lor de carieră. Cred că asta este cea mai mare împlinire. În curând vei sărbători și nivelele lor de carieră a celor oameni din echipa ta. Bun, mergem mai departe la Florina. Florina, ce le-ai spune celor oameni care sunt la început și acum pornesc în acest proiect, se gândesc? Cum? Ia zi, spune-te rău. Cristi, înainte să-ți răspund, aș vrea să mai menționez niște lucruri. Apropo de ce spunea Valentina cu structura, eu îmi imaginez toată structura care există în momentul de față ca și niște semințe plantate într-un pământ foarte fertil, care în cazul de față pământul fiind proiectul. Și așa cum atunci când plantezi ceva, nu te duci în fiecare zi să dai pământul la o parte să vezi dacă sămânța își face treaba, ci pur și simplu sigur, știi exact că de acolo vor ieși, vor fi roade. Exact așa este viziunea mea despre toți oamenii care există în momentul de față în proiect și care vor veni. De asemenea, vreau să le transmit tuturor că eu personal sunt foarte recunoscătoare tuturor celor care au adus proiectul și au făcut posibil ca acest proiect să fie în țară, ne-au cumva facilitat intrarea în proiect, pentru că dacă n-ați fi fost voi, echipa care ați adus proiectul în țară, noi n-am fi avut practic acces la el sau am fi avut în alte feluri. Din echipă faceți toți parte acolo, Cristian Tunse, Edi Ardeleanu, Robi, Cristina, Dana Iuhas și Dinu, dacă nu mă înșel. Așa. Deci cu toții sunt recunoscătoare față de toți pentru că ați adus proiectul ăsta în țară. Până la urmă ne-ați dat șansa să fim în proiectul acesta. Și ca să-ți răspund la întrebare, cred că le-aș spune tuturor să-și dea o șansă. Până la urmă, ca să începe orice altă afacere, ai nevoie de un capital substanțial. Și vorbesc cu cunoștință de cauză pentru că am studiat subiectul ăsta și mi-am dorit să zic așa, să-mi fac propria afacere și nu încep nicio afacere cu suma pe care noi am început în două live. Deci le-aș spune clar să-și dea o șansă pentru că efectiv nu au absolut nimic de pierdut faptul că încerci niște produse pe care oricum le ai în casă, dar le încerci și în același timp îți faci, îți creezi și dai startul propriului tău business, este ceva fascinant. Așa că le-aș spune să-și dea o șansă. Felicitări! Acum, dacă ar fi să mă mai scriu o dată, mă spune într-o situație foarte dificilă pe care să vă aleg de sponsor. Deci aș avea cea mai dificilă decizie din viața mea, dar vreau să vă felicit din toată inima. Sunteți lideri apreciați și recunoscuți. Doamnelor și domnilor, cam atât pentru această seară. Țineți minte, este abia începutul și împreună vom cuceri lumea, împreună vom duce pe culmile succesului. Alte țări se vor uita spre România. Uită-te în România, acolo sunt cei mai mari lideri din compania DoLive. De ce? Pentru că avem un scop comun. Noi să fim la nivelul de performanță și excelență, pentru că alți lideri din alte țări, când o să întrebe la compania DoLive unde sunt cei mai mari lideri, e să spună, trebuie să recunoaștem că în România. Și atunci ei să vină să întrebe care sunt aici și să vă găsească pe voi, acei oameni frumoși, să se conecteze cu voi, să învețe de la voi cum să facă performanță și cum să ducă proiectul în țara lor. Așa trebuie să gândim, pentru că Asia încă nu s-a deschis, America, Canada este la început, Rusia doar anul ăsta s-a deschis. Toată Europa este la început. Deci, practic, împreună
vom duce la alt nivel acest business. Ce vă recomand? Zi de zi acțiuni, zi de zi acțiuni, zi de zi acțiuni. Țineți aproape de sponsorii voștri și îndumătorii voștri și când simțiți că aveți câte o cădere, sună. Hello! Adu-mi aminte de ce am intrat în business-ul ăsta. Oamenii din echipa voastră fie conectați în permanență cu voi. Să știți ce se întâmplă în echipa voastră pe care puteți să-i sprijiniți. Să folosiți la maxim acest sistem de instruire pe care îl avem, pentru că ne dăm tot interesul să scoatem cei mai buni oameni în acest proiect. Să ducem la nivel de performanță, să avem elita, să creăm comunitatea de elită. Vă doresc mult succes, o seară frumoasă tuturor! Mulțumim! Mulțumim!